Pe 28 septembrie, Arta Știința și Cercetarea, Interacțiunea și Conectarea își dau întâlnire la noaptea campusului deschis Universitatea Politehnică Timișoara, începând cu ora 18, printr-o serie de laboratoare, expoziții, instalații de artă și ateliere aflate sub sloganul Nu aștepta răspunsurile, caută întrebările. Cele trei trasee de explorare includ experiențe gândite, astfel încât fiecare participant să poată alege evenimentele potrivite, să exploreze într-un mod inedit știința și arta, să își creeze propria hartă în funcție de preferințele și curiozitățile sale traseul știință și cercetare îți oferă ocazia de a deveni cercetător pentru o seară, experimentând și aplicând concepte științifice într-un mod direct și captivant. Traseul interacțiune și conectare încurajează dialogul și comunicarea cu oamenii din comunitatea locală. Traseul artă cuprinde instalații artistice, dar și experiențe de realitate virtuală. Printre atracțiile serii se numără și UPT Racing Team, expoziția Future Days sau expoziția Cabinetul de Curiozități. Această de seară se vor face tururi ale bibliotecii, precum și excepționala sală dedicată cărților rare. Seara se încheie cu filmul documentar realizat de regizoarea Carmen Lidia Vidu, Campusul Politehnica Timișoara și Orașul. Astfel, în tandem cu inițiativa europeană Noaptea Cercetătorilor Europeni, Campusul UPT prinde viață și se deschide într-un mod inedit pentru publicul larg.